Dumnezeu. De unde a încercat să frâneze? Păi da, sunt urme de aici. Și cât s-a dus încolo? Până... Păi exact unde se termina asfaltul. E semnul de cretă. Sunt câțiva metri buni. Sunt câțiva metri buni. Mașina în care se aflau cei doi jandarmi venea spre drobeta Turnu Severin. La un moment dat, în zona fostei fabrici de cărămidă, se pare că maiorul Ion Mitucă, cel care conducea, a pierdut controlul volanului. Impactul cu un cap de pod a fost mortal pentru șofer. Colegul său, care se afla în dreapta, a fost aruncat din mașină. În raport de probele constatate la fața locului și de mijloacele materiale de probă fixate cu ocazia cercetării la fața locului, dacă se va impune, se va efectua o expertiză tehnică a accidentului de circulație, prin care se va stabili și viteza cu care se deplasa autovehicul implicat în eveniment. Întorcea din misiunea asta? Nu avem date la momentul ăsta, nu. O să vă comunicăm când avem date oficiale. Medicii de la ambulanță au fost alertați de două ori cu privire la producerea accidentului. Au ajuns la locul tragediei în câteva minute. Pentru maiorul Ion Mitucă era însă prea târziu. Cealaltă victimă a fost preluată de echipajul ambulanței, s-a acordat primul ajutor, a fost adusă în stare relativ bună la spital, unde este investigat acum pe semne și este sub tratament. Au fost două momente alertați. Prima dată a sunat cineva și nu a putut să dea relații foarte clare despre locul accidentului și după aceea am fost sunați din nou. Noi oricum plecasem să vedem ce este acolo, chiar dacă din prima alertare nu se înțelegea mare lucru. Șoferul mașinii, maiorul Ion Mitucă, avea 42 de ani, era căsătorit și avea o fetiță.